Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în zodia leului, etalare pentru mai, îmi pare rău de întârziere, dar sper să nu vă afecteze chiar atât de mult și să eventual să decalați mesajul de pe, eu știu cât este astăzi, 9-10 mai, până pe 9-10 iunie, dacă chiar vreți să vă limitați la o lună de zile. Dar v-am spus că etalările sunt mult mai flexibile, nu există calendare totuși. Și nici noi n-ar trebui să intrăm în panică, pentru că nu a venit un mesaj la o dată fixă. În fine, după cum vedeți, mesajele le-ați primit de la îngeri. Aveți două, au venit două. Acestea ar fi: acțiunile vorbesc puternic și miracole și binecuvântări. În primul rând, am senzația că se referă la... este un mesaj foarte personal, nu musai relațional. Bine, evident că se poate raporta și la relații, dar am senzația că unii dintre voi trebuie să învățați, să acționați în așa fel încât să vă atrageți miracole și binecuvântări. Adică, dacă vreți să vă fie bine, acționați în vibrație înaltă, în vibrație pozitivă. Dacă stați în frică, în griji, în orgolii și în alte stări care vă scad vibrația, vă atrageți evident negativitate. Și la capătul setului alegeți dragoste, adică alegeți vibrație înaltă. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă analizați corect, sincer, în această perioadă de izolare și să vă înțelegeți mai bine de ce ați acționat într-un anume fel în anumite situații. Din orgoliu, din frică, din dorința de a ieși în evidență, din dorința de a fi admirat, de a vă simți special sau pur și simplu a fost dragoste pură, pentru că este o mare diferență și ca să ajungem să acționăm din dragoste pură, toți trecem prin transformări. Nu zice nimeni că ar fi ușor. Bine, unii au tendința nativ să acționeze din dragoste, alții trebuie să învețe și probabil că unii care ascultă această etalare trebuie să învețe să acționeze în așa fel încât să-și atragă miracole și binecuvântări. Să înțeleagă de ce s-au purtat într-un anume fel cu cei apropiați, cu cei colaboratorii, cu ei înșiși și de ce și-au atras anumite situații în viață. Asta pentru că la capătul, de fapt nu la capătul, în timp ce am amestecat celelalte de cărți, a vrut să se arate diavolul. Unii dintre voi sunteți într-o situație toxică. N-aș spune musai că ar fi un capricorn, deși multă lume zice că ar fi capricorn doar pentru că are coarne. Ar putea să fie și berbec, ar putea să fie și taur, dacă tot ne luăm după coarne, da? Pentru că e o energie toxică, ar putea să fie și un scorpion, că și scorpionii pot să fie foarte toxici. Și balanțele, că sunt foarte critice sau fecioară, de-aia zic orice zodie poate să fie, dacă vreți musa e zodii. Și chiar și alte semne. Fiecare se poate manifesta în vibrație joasă sau în vibrație înaltă. Ideea este că e o situație toxică, că e relație, că e o atitudine, că este frică, că este ego, iar variază. Trebuie să fiți extrem de sinceri ca să înțelegeți, să nu proiectați pe ceilalți această toxicitate, cum au tendința, cum avem toți tendința uneori, în momentul în care nu suntem sinceri. Ideea este că trebuie să alegeți dragostea. Dragostea de sine, nu dorința de a ieși în evidență, nu dorința de a ieși înainte, în față, deasupra tuturor. Dragostea. Dragostea sinceră. Și eventual să faceți, să exprimați dragostea prin cadouri. În general, ei fac chestia asta, dar am spus sau n-am spus, nu știu, că am mai înregistrat odată și s-a întrerupt. Adesea oamenii fac cadouri ca să se facă vizibili, să se facă dependenți, să îi iasă într-un fel anume în evidență și mai puțin din dragoste pură. De-aia zic, atrageți miracolele și binecuvântările abia în momentul în care vă ridicați în vibrație și acționați pe vibrație înaltă. Da, e interesant că și pasăra, da? Uite și aici o pasăre deasupra unor emoții negative, să zic, sau un aer, da?
înaltă, într-o poziție înaltă. Miracolele și binecuvântările tot așa arată o persoană care e undeva deasupra norilor, deci într-o vibrație înaltă. Trebuie să vă ridicați în vibrație. Trebuie să vă ridicați în vibrație. Adică să vă ridicați deasupra acestui foc. Poate să fie o pasiune devoratoare, intoxicantă, pot să fie emoții de dragoste intoxicante. Poate să însemne foarte mult. O să vedem ce ar putea să însemne. În primul rând, acestea ar fi mesajele. Le voi pune deoparte. Să vedem ce confirmări primim de-a lungul etalării. Ok. O să dau și asta la o parte. Au. O să pun și diavolul la locul lui. Ia uite, la capătul setului de cărți, 3 de cupe. Pentru unii ar putea să fie trio, dar nu este obligatoriu. Poate să fie și o mare bucurie, mare bucurie, poate chiar o petrecere, o beție cu prietenii și atunci devine totul toxic. Sunt multe variante, că sunteți mulți din diferite generații și fiecare reprezintă ceva, unul ascendent, altul leu, altul Venus, da? Nodul Nord. După o situație stagnantă, o tăcere față de cineva, în timp ce unul se luptă, altul tace. Într-o situație de dragoste, Regina de Cupe, o situație care e cam la sfârșit de capitol. Este lumea, un sfârșit de capitol într-o relație. Acum, că vreți să rescrieți un nou capitol sau să încheiați cartea, iar depinde de unii și de alții. Totul să mai amestecăm o dată. Soarele meu, Venus, Arcane, Nodul Nord, Zodia Leului. Leu, mai 2020. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Zodia Leului, mai 2020. Central, o responsabilități, aici sunteți voi, unii într-o căsătorie sau într-un job care vă apasă. Sau dacă nu, poate să fie și o relație de dragoste care vă consumă. E o situație care vă consumă bateriile, vă epuizează energetic. Și pentru că e 10, trebuie să-i puneți capăt. Și să renunțați măcar la câteva din responsabilități, câteva din bâte, ca să puteți merge, să vă îndreptați și să vă ridicați în vibrație. Uite, interesant cum am zis, să vă ridicați, că altfel vă scade din vibrație, din energie. Provocare ar fi, ia uite, 2 de bâte să alegeți. Sunteți deja la o intersecție de drum. În momentul în care renunțați la aceste responsabilități, trebuie să alegeți și o nouă direcție. Acum, pe care o alegeți? Este dificil. Aici vă zice să alegeți totul, da? Alege, choose, alege, alege dragostea. Nu alege interesul, nu alege partea practică, nu alege friga, nu alege responsabilitățile. Nu alegeți nimic altceva decât dragostea. Și evident, poate fi dragostea față de voi, dar dragostea aceea frumoasă, stima, nu orgoliu, da? În trecutul îndepărtat, oh, ce frumos, asul de cupe. A fost un început, a fost o dragoste, acum că se manifestă în continuare, vom vedea. Poate chiar o trezire pentru unii emoțională la un alt fel de a vedea lucrurile, dragostea, emoțiile. Deci, iar și cartea aceasta confirmă 2 de bâte și asul de cupe. Alege dragostea. Așa vi se spune și din mesajul îngerilor. Alegeți dragostea. Poate că este doar o dorință veche, de-aia apare în trecutul îndepărtat. Este doar un vis. Și acum sunteți chemați să vă apropiați de acest vis, de această, să vă împliniți această dorință veche.
Trecutul apropiat, 9 de bâte. 9, 10. Mai aveți o bâtă. Sau, eventual, dacă lăsați din bâtele astea, reușiți să mai stați în picioare. Altfel, vă dărâmă situația în care sunteți unii dintre voi. Trecutul apropiat. Posibil ați învățat să blocați ce nu vă priește. Sau poate cineva vă blochează. Evident că variază. Poate să fie un alt semn de foc, poate să fie un berbec, poate să fie un săgetător sau o persoană cu planete acolo, da? Oricine poate fi, care se manifestă așa, în cazul în care nu sunteți voi, care vă blochează sau se blochează, se separă, se izolează de niște energii negative, de persoane, situații care nu v-au priit, v-au consumat. Viitorul îndepărtat, ia uite, domnule, câte bâte, 3 de bâte, imediat îl citesc, viitorul îndepărtat, apropiat. Vai, 7 de spade. Semn de aer pentru unii, mai mult sau mai puțin, zic, pentru că oricine poate fi acolo. Este că 7 de spade reprezintă o energie nu tocmai pozitivă, în sensul că e o persoană care fuge. E o persoană care fuge, care se sustrage, care evadează într-un fel sau altul, care nu spune adevărul, care dezinformează. Poate situația aceasta prin care toți trecem, această dezinformare vă afectează, să zic, într-un fel sau altul. Poate e o chestiune care ține doar de relațiile voastre personale. Ideea este să nu vă păcăliți în cazul în care va reprezenta pe voi. Evident că poate să fie și un semn de aer, față de care simțiți că e ceva în neregulă, ori că vă ascunde ceva, ori că voi nu puteți să fiți sinceri și deschiși față de ei din niște motive. Poate că sunt prea critici, poate că nu v-ar înțelege, da? Nu putem spune de ce. E o energie, nu e energie frumoasă, 7 de spade. E energia unei persoane care minte sau se minte pe ea însăși. 3 de bâte este o situație la un drum. Poate că la un moment dat, mai spre sfârșitul lunii, veți începe să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vedeți oportunitățile în zare după o perioadă de epuizare, de sabotaj sau autosabotaj, da? Posibil că dacă alegeți această dragoste, dacă alegeți corect, bâta corectă, că aici e provocarea, să alegeți corect, veți avea posibilitatea să vedeți viitorul cu alți ochi, să creșteți în vibrație și interesant că e pe partea, pe latura verticală, la baza acestei situații este asul de cupă. Da? Deci dacă alegeți dragostea, puteți să vă reîncărcați energetic, să vă detașați de minciuni, de dezinformări, de incorrecte, ori de o persoană incorrectă, ori de o situație pe care o simțiți nedreaptă. În fine. Și apoi, în viitor, măcar spre sfârșitul lunii, să aveți așa o notă de speranță. 3 de bâte, asta îmi sugerează în acest moment. Mă concentrez pe pasărea albă, care evident că are darul de a crea o notă pozitivă. Simțiți că lucrurile vin înspre voi sau poate că unii sunteți la distanță și așteptați să călătoriți mai aproape de casă sau invers. Sunteți într-un loc și vreți să călătoriți într-o altă direcție. Iar este o situație în care așteptați să manifestați o călătorie într-o formă sau alta. Dacă alegeți dragostea, dacă alegeți corect. Dar în acest moment apare acest mincinos. Repet, să nu vă mințiți pe voi. În cazul în care vă minte pe cineva, aveți grijă, selectați cu grijă oamenii din jur, da?
Dar există și tendința să ne mințim, să ne creăm iluzii. Sfatul. O, ce frumos, cavalerul de cupe. Alegeți cupa. Da? Altă cupă, altă cupă. Alegeți cupa. Că sunteți voi romantici, vă descoperiți o latură romantică, o latură aventuroasă, în sensul frumos al cuvântului, poetic. E totuși cavaler de cupe, nu de băte, nu de spade. Pentru unii ar putea să fie și un semn de apă, că apare la bază, da? Și este în sfat. Dar cavaler înseamnă iar călătorie, înseamnă și mesaje, înseamnă și oferte. Poate că voi trebuie să alegeți aceste acțiuni, da? Din suflet, din dragoste, din suflet, din cupă, da? Nu din orgoliu, cum am zis. Cavalerul de cupe. Este senzual, este poetic, este visător. Este, cred că, unul dintre cei mai frumoși cavaleri, însă mai puțin practic. Deocamdată aveți băte, cupe și aer, dar un aer care e toxic, vă păcălește într-un fel sau altul, sau vă păcăliți voi. Sau poate vă păcăliți voi împreună cu un alt semn de foc. Este foarte posibil și așa, repet că sunt multe variante, sunteți mulți. Acest 9 de bâte să reprezinte un alt semn de foc, 10 de bâte să reprezinte un alt semn de foc. Exterior. Oh, Doamne, cavalerul de cupe, aceasta este dragoste adevărată. Pentru mine, dacă nu e o persoană, cavalerul de cupe reprezintă o vibrație foarte înaltă și e bine că apare. Deci alegeți dragostea, aveți doi de bâte, trebuie să alegeți, sunteți la o intersecție de drumuri. Aveți asul de cupe, cavalerul de cupe, ca și sfat, și ca și forță exterioară, ca, regele de cupe. Poate să fie și femeia, nu e obligatoriu să fie bărbat. Am văzut-o și mai devreme la un moment dat, da? Dar e o persoană foarte profundă, foarte emoțională, evident și spirituală. Este un Jupiter aici, nu e Saturn, e un Jupiter. Peșterac Scorpion, dar care nu arată nici pe departe cât simte. E o persoană care vă influențează această poveste. Și e o influență pozitivă, simt. Simt că e influență pentru că apare și la sfat, cavalerul, da? Și avem și asul, aveți. Poate fi orice zodie, am zis, care se manifestă așa, care are o persoană care are multă dragoste sau dacă nu neapărat dragoste, că poate nu fi multe o poveste de dragoste, poate să fie un consilier, un psiholog, o persoană profundă, spirituală, creativă. Poate că vă inspiră într-un fel. De ce vă este teamă? O, de 6, 6 și 7, 6 de spade. Că nu vă puteți detașa de această energie, de aceste griji, responsabilități, stres, scăderea imunității, a energiei, că nu vă puteți detașa mental și e bine să vă detașați mental ca să alegeți corect. Dar în momentul în care vă eliberați mintea de gânduri, de griji, puteți să simțiți dragostea și să alegeți dragostea și să vă apropiați de miracole, de miracole și binecuvântări. De-aia spune, acțiunile vorbesc puternic. Să nu vă păcăliți, acționați corect. Și dacă cineva nu acționează corect, alegeți între cine e corect și cine nu. Deci teama este 6 de spade. Poate să fie iar o călătorie pentru unii, dacă nu-i detașare mentală. O plecare sau o reîntoarcere poate să fie. 6 de spade. Ce vă doriți? Baletul de monede.
O doriți să oferiți, uite ce drăguț, exprimați-vă dragostea prin cadouri, da? Asta face cavalerul de monede. Eventual, dacă nu vă exprimați dragostea prin monede, prin cadouri, prin chestii frumoase, strălucitoare, așa cum fac lei în general, poate să fie dorința voastră de a pune bazele unei situații, unei relații, repet, variază unei situații, să zicem, ca să nu înțelegeți greșit relații, o situație practică, o situație care poate să aibă. E prima carte de monede care vă poate crea stabilitate. Poate să fie și un dorința voastră de a transmite un mesaj, nu neapărat un cadou, un mesaj cuiva. Și mai este un mesaj tot așa care construiește. De a zic, alegeți-vă acțiunile corect ca să creați miracole și binecuvântări. Un mesaj care construiește o situație, un proiect, o relație, repet, alegeți voi, orice poate fi, doar alegeți corect din variantele pe care vi le dau, alegeți corect. Că altfel vă creați scenarii greșite. Dorința voastră de a construi ceva practic și durabil și ceva nou. Mai este și dorința voastră de a studia, că valetul de monede studiază o nouă direcție, că e la început, e valet, da? Pentru unii poate să fie o persoană mai tânără, da? Sau care are o atitudine mai tinerească. Destul de orgolioasă, ca și voi, de obicei ei sunt orgolioși. Asta pentru foarte puțini. O, ce frumos! Ce reușiți să faceți? Doi de cupe. Doi de cupe este întâlnirea cu sufletul pereche pe care l-ați dorit. Am zis că acest as de cupe poate să fie o dorință foarte veche, de dragoste, dragoste adevărată. Și apare acest rege de cupe, sfatul este cavalerul de cupe și ce reușiți? Doi de cupe. Reușiți într-adevăr să puneți bazele unei colaborări, nu neapărat relații, pentru unii poate să fie o colaborare la locul de muncă sau o amiciție, da? Sau pentru alții poate să fie o nouă relație, cu un semn de pământ, cu un semn de apă, dar unii vă feriți de un semn de aer sau cineva care are marcaj pe aer sau care se poartă într-un fel incorrect. Incorrect. Doi de cupe. Două suflete perechi. Cupa voastră și cupa lor aici, da? Da, și apare persoana exterioară, regele de cupe și sfatul este să fiți voi ca un cavaler. Cavaler, da, chiar dacă sunteți doamne, domnișoare, da? Și creați cei doi, creați această prietenie profundă. O persoană sau o relație sau o colaborare, am zis. Relație în care comunicați la distanță, telepatic, vă simțiți inimile. Și evident că ăsta ar fi miracolul și binecuvântarea. Acest suflet pereche în viața voastră, a unora. Acum de zodii, voi știți mai bine cu cine relaționați și cum s-ar potrivi, să zic, etalarea. Faetonul, mergeți înainte, către destinul vostru, către misiunea voastră spirituală, către stea, eventual eremitul. Iar și faetonul și eremitul caută steaua, ambii caută steaua. Caută lumina interioară și exterioară, da? Lumina din voi și lumina pe care trebuie să o exprimați în relația cu sufletul pereche. Și după aceasta va fi o perioadă de tăcere față de cineva. Trebuie să vindecați, să înțelegeți niște lucruri care v-au rănit foarte mult. Iar semn de aer. Iar semn de aer. Dar ideea este că vă apropiați de acest suflet pereche. La capătul setului aveți 8 de spade.
Ori, iar un semn de aer este blocat mental pe voi, fixat pe voi, că a apărut diavolul, ori voi nu puteți să ieșiți, nu găsiți soluții într-o situație, în această situație în care sunteți mințiți sau vă mințiți pe voi că mai puteți să o mai duceți. Asta cred că este. Pentru unii ar putea să fie o relație de lungă durată, o căsnicie, o ceva, în fine, în care, am zis, central simțiți că sunteți epuizați. Ați mai încercat să mai lăsați o bâtă, dar nici cu o bâtă nu mai rezistați. Ar trebui să le lăsați pe toate și să rămâneți doar cu una. Nu să lăsați una și să rămâneți cu nouă. Dar e bine și așa dacă începeți să blocați cine vă priește. E bine. Prieteni care nu vă cresc, oameni care nu vă înțeleg. De-aia zic că s-ar putea să fie și energia unora dintre voi, da? În care voi nu găsiți soluții cum să ieșiți din această epuizare, oboseală, stres. Și repet, poate să fie cu oricine. Dacă nu e un alt semn de foc, poate să fie orice alt semn. E o situație, da? Și dar o veți transforma, pentru că este 8, o veți transforma, veți găsi soluții. Pentru că sunt cărți frumoase și poate cineva vă consiliază, poate acest rege de cupe vă consiliază, nu neapărat o să fie o relație cu această persoană. Iar 8 de monede, că e semn de aer, că e semn de pământ. Poate că nu găsiți unii dintre voi soluții într-o chestiune care ține de bani, ca să vă puneți bazele în casă, să vă stabilizați relația familială, să vă îmbunătățiți relația cu mama, cu soția copiilor voștri. O chestie care aici văd foarte multe monede. Aici zic eu că este stresul multora dintre voi. Nevoia de a oferi bani, da? Acțiunile vorbesc puternic. Probabil că acest este felul unora dintre voi de a asigura stabilitate financiară familiei și mamei copiilor voștri. Sau dacă nu e mama copiilor voștri, poate să fie taur, balanță, berbec, de fapt orice zodie, o femeie frumoasă. Poate fi și bărbat, evident, dar ea apare totuși ca femeie. E o femeie frumoasă care vă inspiră și cu care v-ați dori, poate chiar credeți că este flacăra voastră geamănă, sau cu care v-ați dori o relație specială și stabilă. Am zis. Sper că am fost coerentă. Sper că ați înțeles ce am încercat să exprim. Da, și uite, iar apare diavolul. Diavolul în contextul ăsta pentru unii poate să însemne ego. Ego-ul cuiva. În această poveste, unul are un ego imens. Cam aceasta este etalarea. Sper să vă fie de ajutor. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirit. Ia să vedem. Să ne cei cu 7 de spade totuși. Ia. Clarificăm 7 de spade. Cu 7 de spade. Șapte de spade. Wow! Leu. Leu și fecioara. Aici este puterea voastră de a vă ridica deasupra egoului. Și ego-ul de multe ori ne minte. Poate unii dintre voi, mare grijă, aveți impresia că sunteți puternici și aici vă păcăliți. Pentru unii poate să fie relație iar cu fecioară, că e fecioara și leul, sau cu un semn de aer, în care unul sau altul încearcă să se domine. Unul sau altul încearcă să pună lanțuri. Diavolul ăla nu degeaba a apărut, epuizarea asta nu degeaba a apărut. Cineva încearcă să... E o luptă a ego-urilor și a dorinței de a controla. Și aici este minciuna în care trăiți unii dintre voi. Și la capătul setului a apărut ce? Asul de spade, dreptatea, adevărul, o relație, doi de cupe, da, uite, justiția, da?
Trebuie să se facă justiție divină. Să vă găsiți, să vă puneți temei o relație sinceră, eventual, cu un suflet pereche care vă înțelege. Da? Aici se face justiție divină într-o situație în care iaute. Care v-a creat multe dureri de cap, nouă de spade. Pentru unii poate să fie un semn de aer față de care nu v-ați putut deschide. Pentru unii. Dar se va face această justiție divină, se va ajunge la adevăr, mai devreme sau mai târziu, se va pune capăt sau se va transforma, iar 13 și 13. Și se va merge într-un fel sau altul către flacăra geamănă, către echilibrarea voastră. După ce ați plâns, după ce ați plâns, veți ajunge să vă și bucurați. 10 de cupe, luna, iar apar semne de apă. Luna, 9 de cupe, semne de apă și de monede. Ha. Multe variante. Cam și puterea are tot numărul 8. Trebuie să vă transformați, să vă ridicați în vibrație, am zis mai devreme, vă ridicați în vibrația asta. De la material către o vibrație spirituală. Ieșiți din lanțuri. Doar așa puteți să ieșiți din lanțuri. Iar semn de aer. Pe care încercați să blocați. Încercați să blocați pe cineva. Doi și doi. Probabil vreți să blocați pe cineva ca să aveți acces către această relație frumoasă, acest potențial, iară, de manifestare magiciană. Magicianul, marele preot. Vreți să manifestați o vibrație înaltă spirituală. Un nou început, practic, valoros, de durată. Trei de monede, iar colaborează. Vreți pentru unii să vă puneți în practică visele. Și iar apare semn de apă. În fine. Cam aceasta ar fi etalarea. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în semnul leului. Mai 2020. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Pa, pa!